Salut, eu sunt Ștefan de la Smart Home Systems și astăzi voi prezenta 4 touch-uri KNX produse de Elsner Electronic. Elsner Electronic este o firmă producătoare de echipamente KNX din Germania, fondată în anul 1990, iar în cei 30 de ani de activitate au reușit să creeze o gamă completă de echipamente KNX, de la senzori, touch-uri și actuatoare până la echipamente de sistem și alte dispozitive mai speciale, precum stații meteo, senzori de umiditate și temperatură în sol și echipamente KNX care comunică radio. Astăzi doresc să vă prezint noua gamă de touch-uri de la Elsner Electronic, denumită ETR, compusă din 3 variante de dispozitive KNX, varianta de termostat cu afișaj în diferite combinații, varianta de multi-touch fără afișaj și varianta de push-butoane. Toate aceste variante se găsesc atât pe alb cât și pe negru. Și acum să începem cu această variantă de dispozitive cu afișaj. Ele pot fi în mai multe configurații, termostat simplu, cum este cel din stânga, sau termostat cu o funcție sau două în plus, cum este acesta. Se poate observa faptul că avem o zonă de control în acest caz pentru controlul jaluzelelor. În catalogul lor există și varianta pentru controlul iluminatului în loc de controlul jaluzelelor sau varianta de termostat cu două funcții care pot fi ori două jaluzele, ori două circuite de iluminat, ori combinat. Din punctul meu de vedere, varianta combinată este cea mai bună pentru un dormitor deoarece avem controlul temperaturii, iluminatului și a jaluzelelor pe același dispozitiv. Așadar, dacă dorim să controlăm temperatura, ne putem folosi de butoanele plus și minus, la fel și pe acest touch modificăm set point-ul. De asemenea, pe acest touch putem modifica, cum vă ziceam, și partea de jaluzea. Ca să vedeți în timp real feedback-ul, am programat acest actuator pe canalele 9 și 10 pentru controlul jaluzelei. Dacă apăsăm scurt, în principiu ne jucăm cu lamelele jaluzelei. Iar dacă apăsăm lung, vom comanda jaluzeaua să se ridice, o putem opri, apăsăm lung, coboară și cam asta este controlul de jaluzea. A doua variantă este cea a unui multi-touch, în cazul acesta fără afișaj. El este capabil totuși să realizeze controlul iluminatului, controlul jaluzelelor și controlul temperaturii. La fel am programat canalul numărul 1 de pe acest actuator pentru iluminat. Se vede că se aprinde LED-ul actuatorului. Mai apăsăm o dată, îl stingem. Mai avem o zonă de control jaluzea. Cum se ridică. Oprim. Coboară. Sau în mijloc, dacă apăsăm în mijloc, putem trimite jaluzeaua la la un set point prestabilit. De exemplu, am apăsat odată, el teoretic se ducea acum în 75%. Și partea de termostat, la fel avem butoanele plus și minus. Și pe centru, dacă ținem apăsat, putem trece în modul de încălzire sau în modul de răcire. Din punctul meu de vedere, controlul de temperatură de pe acest multi-touch nu este prea intuitiv, iar dacă nu avem o interfață de vizualizare să vedem exact ce modificăm în timp real, este puțin mai complicat. În ceea ce privește funcția de termostat, toate aceste dispozitive sunt capabile să controleze automat atât echipamente de încălzire cât și de răcire, folosind un controller bistabil sau de tip PI, proporțional integrator. Iar modurile de funcționare Comfort, Standby, Eco și Frost Protection pot fi modificate cu ajutorul altor dispozitive sau prin intermediul unor scenarii. Putem astfel programa ca sistemul să treacă automat dintr-un mod în altul, în funcție de prezență sau în funcție de un schedule. Și a treia variantă este cea a push-butoanelor. Acestea există în mai multe configurații, cu un buton, cu două butoane, cum este acesta, și cu 4 butoane. Le putem folosi la controlul iluminatului, a jaluzelelor, activarea diferitelor scenarii, dar și pentru citirea unei temperaturi. Alte funcții suplimentare ale acestor touch-uri ar mai fi modificarea intensității luminoase a LED-urilor și activarea
lor permanentă sau în funcție de feedback-uri. După cum se poate observa, apăsăm pe butonul de aprindere lumină, se activează feedback-urile la amândouă, îl stingem, dispare feedback-ul. Plus faptul că fiecare dispozitiv ne permite să realizăm câteva funcții logice dacă avem nevoie. Sper să vă ajute această prezentare în momentul în care optați pentru un sistem de automatizare KNX, iar dacă sunt dispozitive KNX sau subiecte pe care doriți să le prezentăm, vă rog să ne scrieți în secțiunea de comentarii și vom face tot posibilul să le aducem într-un nou video. Dacă ți-a plăcut acest video, abonează-te la canalul nostru de YouTube, folosim butonul nostru de subscribe și până data viitoare te aștept pe site-ul nostru smarthomesystems.ro sau pe pagina noastră de Instagram Smart Home România.